Bună seara și a revenit cu draga prof online cu exerciții de algebră și geometrie. Așa îmi place, că zici tu că cu toată inima. Și like-ul și share-ul, ai uitat? Ai uitat de like și share. Să-mi spui doar să da like și share. Și eu acum, că nu-i târziu. Să dați like și share. Așa. Prof online. Da. Punem la treabă repede. Mihaela, trebuie să citești da. Tu. Cu algebra, zic. Da, algebra. Da. Într-un grup de copii, unii au ca animale de companie pisici, alții câini, pești, păsări și așa mai departe. Într-o reprezentare printr-o diagramă cu bare, ce reprezintă fiecare categorie, distribuția este dată mai jos. A. Care este numărul total de păsări? Da, să vedem. Deci împătrivi diagrama. Da, 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 da. Pagina 50. Deci nu știu diagrama? Da, nu. Aici. Deci, 6. Diagrama arată așa. 6 de la pagina 50. Să spunem 2, 4, 6, 8 și 10, 12 și am putea continua, da? Ei bine, pentru la fiecare unitate din 2 în 2, că se vede aici, ducem paralele, da? La fiecare poziționare ducem paralele. Punctat așa. Și acum, pentru pisici. Până la 8. Da? Până pisici. Am dus-o până unde până am dus-o? 2, 4, 6, 8, 8 aici, da? 10 și 12, da? Da. Dar pisici. Pisici până la 8, nu? Pisici, da. Hai, până la 8. Deci, iată așa. Până la 10 câini. Câini. Adică 10 câini. Câini. Pești. Până la 6. Păsări. Până la... Păsări până undeva, până intermediat, până la 3. Păsări. Și altele. Altele, da? Altele până la... jumătatea dintre 4 și 6, sigur la 5. Și niciunul până la 4. Niciunul în diagram de mai jos, așa se este, într-un grup de copii, unii au ca animale de companie pisici, alții câini, pești, păsări și mai departe. Într-o reprezentare printr-o diagramă, cu bare se reprezintă fiecare categorie distribuția este dată mai jos. Care este numărul total de păsări? Trei păsări. Trei păsări, da, așa este. Că asta vine la mijloc, Miruna, vezi? Nu e la 2, nici la 4. Deci nu m-am dus la 4, nici l-am rămas la 2. Deci este poziția intermediară între 4 și 2. Nu poate să fie două păsări și un picior. Corect. Deci este un număr întreg, asta vrea să spună, da? Corect. Deci nu-i 2, nu-i 4 și atunci intermediar numai 3. Deci păsări 3. Egal 3. Câți elevi nu au animale de companie? Câți elevi nu au animale de companie? Păi 12.
copii, că nici un animal... Patru copii. Patru. Da. De ce patru? Pentru că așa arată acolo. La patru îți dus o altele aici. N-am spus aici. Altele. Deci, alte păsări, alte animale de companie. Deci nici pisici nu sunt, nici câini, pești, păsări. Niciunul. Deci, întrebarea este câți elevi nu au animale de companie. Păi le zice câți elevi sunt la început? Nu. Păi nu ne zice, asta e faza. Într-un grup de copii, unii au ca animale de companie pisici, alții câini. Patru. Pești, păsări. De ce te-au oprit la pasăre? Pentru că zice nici unul, adică niciun animal și ne-a luat zicea că sunt patru. Deci niciun animal nu au și ne întreabă câți elevi nu au animale de companie. Niciunul. Ai dreptate, corect. Yes. Patru, da? Deci patru din ei nu au niciun animal. Bun. Atunci pisici au 8? Dar nu mai întreabă. Realizat bun. Pentru... Pisici sunt 8, câini sunt 10. Pești sunt 6. Păsări am zis că sunt 3, altele sunt 5. Da, și niciunul 4. Niciunul sunt 4. Care ar fi următoarea problemă? Asta aici zice realizat pentru aceleași date o diagramă cu bare orizontale. Și asta trebuie să faceți? Realizat pentru aceleași date o diagramă cu bare orizontale. Deci aici au fost cu bare verticale, da. Nu? Și orizontale așa. Așa trebuie să le vedem. Și 2, 4, 6, 8 le facem pe partea de jos, nu? Exact așa. Așa. Deci, practic, se întoarce asta în partea asta, da? Și drept așa ceva se folosește aici, pe orizontală. Și facem chestia asta? Hai să o facem, haideți. Deci, cum ar face? Aici o să punem 2. În ordine crescătoare, cum s-ar zice. Așa, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Și acum ducem punctat. Nu? Cum am făcut orizontal, ducem punctat vertical. Da? De se întoarce pur și simplu diagrama asta. Și mai zicem ce sunt clienti zici. Păi da. Da, neapărat. Și punem o reprezentare asta aici. Până la 8 ne ducem, da? Prima, pentru pisici. Da. Așa. Pisici. Apoi, cealaltă câini până la 10. Deci câini. Câini. Apoi pești. Până unde ne ducem la pești? Până la 6, parcă, nu? Da, da. 6. Pești. Apoi pești, păsări. Până unde? Până la 3. Adică între 2 și 4. Păsări. Altele până la 5. Dacă îți pleci, 6 de până la 5. Da. Altele. Și
și niciunul până la 4, da? Aici. Niciunul. 1. Iată că în felul ăsta am făcut diagrama, se zice pe orizontală să o facem. Am întors reprezentarea de sus, așa cum ați văzut. Asta a fost 6, da? Da, 11 acum, nu? Andra? Da. Semnat, da. Da? 11. Venitul lunar net al unei familii este 8. Dar s-a mai făcut odată. Azi suntem la... Tema. Altceva. Suntem la ce înseamnă... Diagrame. Exact. Diagramă, reprezentarea, da, prin diagramă, da? Venitul lunar net al unei familii este 850 de lei. Deci, și cheltuielile lunare sunt... 850 lei. Venitul, da? Da. Cheltuiele. 30% pentru întreținerea locuinței. 30% întreținerea locuinței. 40% frană. Cât? 40%? Frană. Frană. 10% îmbrăcăminte. 10% îmbrăcăminte. 10% transportul. 10% transport. 10% diverse. 10% diverse. Întocmiți o diagramă circulară prin care să expuneți aceste date. Da. Păi împărțim diagrama câte 10, pentru care 360 grade împărțim la 10 și avem 36 și apoi 3 dintre acestea sunt întreținerea locuinței, 4 hrană, 10... Deci, ai dreptate, e vorba de a împărți cercul, nu? Iată cercul. Bravo. Cercul în câte am zis noi? În 6. În 10, da. În 10 părți, da? Da, și 36. Înseamnă că 360 de grade împărțit la 10 egal cu 36 de grade. Luăm de undeva, să spunem, împărțit. Trebuie 36 de grade fix. Da. Așa, devine 36 de grade exact. Da? Da. Acum... Alo? Sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct acum la lucru, da. Mai am, dar acum nu putem discuta. La ora 10 de seară, 10 și un sfert, mă sunați, da? Bine, bun, vă salut. Deci, cum fac ca să împart cât mai exact? Iau compasul. Da. Și încep dintr-un loc anume. Dar bine ar fi să mai întâi să iau 36 de grade pe raportor. Da. Da? Măsurăm 36 de grade pe raportor. Cu raportor. Okay. Unghiul la centru. Să zic că am măsurat. Și asta. Deci e desenat un cerc. Da. Acum fixez un punct A și de acolo cu raportorul te uiți și măsori un unghi de 36 de grade. Da. 36 de grade de aici, de la ea? Da. Păi așa. Pui în felul ăsta și măsori 35-36 de grade. Da. Unde, 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 unde 36? Uite, 0, 10, 20, 35 ar fi aici, da? Da? 36 vecini aici. Ăsta e 36 de grade, da? Dar tu vedeai mai bine și în varianta asta. Deci, uite, mai întâi îți fixezi bine latura asta.
care se constituie o latură a unghiului respectiv. Da? Așa. Deci mi-ai fixat așa. Și acum te uiți repede să vezi 36. 36 grade cam așa ar veni. E 35 este aici, 36 este așa. Cum aici se... e 40. Aici este, unde e 40? Aici e 40. Da. Atunci m-am uitat eu greșit. 35 cum 36. 35 este aici, 36 aici, da? Hai, și clipa asta, unești centrul cu ce ai punctat tu acolo. Și ăsta este unghiul de câte grade? De 36 de grade. Și acum am deschizătura compasului. Luăm acest deschizător. Uite așa. Uite pe asta aici. Știu că mi-ați mai arătat. Da? Și aici tăi, și iarăși mutăm. Și iarăși, deschizătorul, da. Acest deschizător. Și împărțim corect în 30. Da. Dacă am, făcut, dacă am făcut corect, trebuie să se închidă. În 10 segmente, 10 arce de astea. Du sfârșitul. Deci, dragilor, vin cu compasul aici și dacă am măsurat bine 36, trag un arc de cerc în partea asta și în partea asta. Apoi mut compasul și aici, și aici, și așa mai departe. Și iată, trebuie să iasă, iasă mie 36, să iasă 10 astfel de segmente, da? N-are importanță din ce poziție încep. Nu, nu mi se. Deci, nu ți-a ieșit 10? Nu. De ce nu ți-a ieșit 10? Aici nu iese mai mare. Unde se-ți iese mai mare? Aici. Dar cât ai făcut acum? Hai să mai vedem. 10 fix. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, și a 10 se sunt mari, da? Asta înseamnă că n-am măsurat bine, deci n-am măsurat bine pe cei 30 și cât am zis noi? 36 de grade. Uite, vezi, 36 este acolo. Deci trebuia să ținem perfect pe linia asta, ca să fie la altă. Așa, bun. Și atunci 36 unde este? 30 este aici, la noi la 30 de grade, vezi? Tocmai păcălit. 30 este așa. 35 este aici, 36 pe aici, vedem. Da? 36. Unde? Unde ți-l vezi? Așa. Așa. Și acum când unești, o să ne meargă. Deci, un taie aici undeva, da? Și acum iei deschizătura și o să vezi că se închide. Deci dacă măsurați bine unghiul de 36 de grade, dragilor, vă va ieși. Exact. Insist să vă ies cele 10 arce, da? Sigur că da. Muncim până când este important să ne iese. Eu nu am cum să n-am măsurat, dar poate e cam mult 36 de grade, cam aici aș zice că ar să fie. Hai să zic așa. 1, 2, 3. Păi jumătatea ar trebui în 5, domn profesor. Jumătatea în 5, uite așa, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5. Încă mai mic. 1, 2, 3. Și primul jumătatea asta ar trebui în 5, în 2, da? Uh-huh. Hai să zicem că așa este. Aproximativ. Și iarăși aici. 1, 2, 3, 4 și 5. Mai mare pic. Așa. Gata, iar s-a închis. S-a închis, da? Da. Vezi? Vezi dacă ai fost riguros? Ai avut șansa să împarți în mod egal. Și acum unește-le cu ca razele, da? Cu punctele acelea. Dar să reții minte să nu fiți din alea care...
Ai tu clar, da? Mai aveți și altă temă. Da, să ne închipuim că am făcut acest lucru. Sper să reușiți și voi în bancă. Eu nu știu, de ce mai crește aparatorul. O să poate mai. Hai să vedem dacă e măsurat bine. Uite așa, punem exact acolo, da? Da. Suntem acolo. Și 30 și... Așa. 36. Ai zis aici, da? Mm-hmm. 35. 36. E bine. Și acum, s-a mișcat ăsta eventual. Ceva s-a întâmplat. Deci, luăm de aici și există 1, 2, 3, 4, 5, da, 5. Ar fi trebuit ca să fie 5. Uite, da, da, da. Ca să fie 5, duce asta așa și să fie împărțirea perfect făcută, acestea în 5. Deci, zicem, ai luat așa, da? Să facem și așa. E eu te un milimetru ai luat aici, mai mult. Și dacă e un milimetru mai mult... Facem la probabilitate. Ne înduce, ne sfate. Facem la probabilitate. Uite, vezi? O zis că dăm testă. Așa. Nu a zis nimic. Așa. Creierul o să vie mai mult. Așa. Vezi? Și acum a ieșit asta. La fel pe partea cealaltă. Deci trebuie să mă ții cu corect... Da. Haideți să vedem, împărțim repede. Chiar din noi acum, Miruna. Trebuie să fii atentă și ție să fără discuții. Dacă nu închis sau deschis... asta. Ia să vedem. Ce înseamnă 30%? Adică bucata cea mai mare. Dar 3 de ăsta. Noi am împărțit în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și 3 părți. 3 părți. Să zicem de aici. Ăstea 3 părți, le așterăm într-un fel și scriem pe ea ce reprezintă. 3 întreținere. Locuința, da? Partea asta de aici. Întreținerea locuinței. Locuințe. Apoi, 40% hrană. 1, 2, 3, 4. Da? Așurăm în felul ăsta. Ca să facem distinții. Acolo voi ar trebui să aveți culori diferite. Și în felul ăsta se vede foarte bine pronunțat chiar. Nu? 40% hrană. Hrană. Apoi, 10% îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte. Zece la sută transport. Transport. Și încă 10% diverse. Să dacă ați avea culori, ați vedea și mai pronunț, mai clar. Consumul cel mai mare este pe hrană, observăm. Da, da. Așa. Ei, asta a fost. Sigur că asta putea să faceți voi acasă. Acasă. Da. Eu era o chestie, am făcut. Da, era o chestie mai simpluță. Mai departe să au facem... Au probabilități. Hai să care n-au înțeles și au hai să vedem. Ce înseamnă probabilitate? Asta este probabilitate, sunt cazurile favorabile supra cazurile totale. Adică aruncăm un zar și probabilitatea ca zarul să dea numărul 6. Eu avem 6 supra 6 și calculăm. Cazuri favorabile și cazuri totale. Avem păi, un caz... Probabilitatea ca un anumit eveniment să se producă este egală cu raportul dintre numărul cazurilor favorabile evenimentului și numărul cazurilor posibile evenimentului. Da.
Da. Deci, dacă gândim așa, la aruncarea unui zar, care ar fi probabilitatea să apară fața 1 pe 6. Pentru că sunt 6 fețe. Da. Deci la aruncarea zarului, cazurile posibile sunt cele 6 fețe. Da. Și pe mine nu mă interesează să apară o altă față decât cea cu 1. Așa. Și atunci e 1 pe 6. Raportul 1 pe 6. Da? Dar ca să apară fața 2. Tot 1 pe 6. Dacă asta apară fața 6. Dacă 6 pe 6. De ce 6 pe 6? Tot 1 pe 6. De ce zici 6 pe 6? Nu știu. Pe 1 din 6. Deci 1 din 6. Pentru că e 1 cu 6, 2 cu 6, 3 cu 6. 2 cu 6 când dăm 2 zaruri. Da. Dar la aruncarea 2 zaruri, atenție, cazurile posibile, da, posibil sunt 3-6 de variante. Păi da, că 6... 6 la una și 6 la cealaltă. Deci 6 ori 6, 36. Deci cazuri posibile sunt 36. Iar favorabile este una din situațiile care urmează. 1 cu 2. Sunt două situații, două fețe. Nu la care nu sunt două, 2 pe 36. Băi, haideți să lucrăm niște dintre. Câte rezultate posibile are fiecare din următoarele experimente? Deci e unul de la pagina 53, copii. A. Alegerea unei luni a anului la întâmplare. August. 1 pe 12. Da. Deci posibile... 1. 1. Atenție, posibile... Posibile. A, posibile 12. 12. Da. 1 pe 12. Și favorabile? 1. Una din ele. Deci 1 pe 12. Deci la A răspundem 1 pe 12, da? Sigur că da. B. Aruncarea unei monezi. Așa. 1 pe 2. 2. Seamnă. 1 pe 2. Deci aruncarea unui monezi e 1. Una din fețe din cele două variante. Cele două variante. Ce? Alegerea unui număr de două cifre. 1 pe 99. Da. Alegerea unui număr din două cifre. Da, pe 99 minus 1 plus 1. 99 minus 10. 99 minus 10. 1 pe 90. Alegerea unui număr de două cifre. Da. 1 pe 90. Deci un număr de? Din câte? 1 pe 90. Păi de toate numerele... De două cifre. De 9. Două cifre. Păi de la 10 în ce? 99 minus 10. De la 10 la 99. Asta e că tu... 99 minus 10 plus 1. 80. 90. 90. 90, 90, 90, 90. Deci, noi vrem să vedem care sunt toate posibilitățile, care sunt toate numerele posibile, 90. Formate din două cifre, de tipul A, B, da? Da. A, B. Cum e vorba de faptul că A diferit de 0. Corect. Atunci începem cu 1, A o să fie 1, și generăm 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19. Spuneți cu 1 câte am generat? 9. Ba nu, 10. 10 am generat. 0 până la 9. 9, 10, da? Da. 1 față. Cu 2. 2 cu 0, 2 cu 1. Tot 10. 20, 20 până acum. 10, 10, cu 3. 10. Da? 4. Cu 9. 90. 90. 90. Tot până la 99. Deci 9, 99. Deci în total 90. Sunt 90 de cazuri posibile. 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 1 pe 99. Asta e. 1 pe 90, fata. 1 pe 90. 1 pe 90. 1 pe 90. Deci probabilitatea ca să alegi un număr din cele 90 de numere, unul care vrei tu, 34, ca să apară 34, este 1, că 34 e unic. 1 pe 34. 1 pe... Cât? Pe 90. Pe 90. 1 pe 90. Ca să apară 34. Da. Deci probabilitatea ca să apară
să notăm cu E. Evenimentul, evenimentul care se constă în aceea că alegem numărul 34. Evenimentul ce ce presupune alegerea numărului 34. Cum el este unic între toate numerele, înseamnă că probabilitatea lui E, vă rog să-l scrieți așa, probabilitatea evenimentului E este egal caz favorabil, supra cazuri totale. Supra cazuri posibile. Da. Caz posibil. Sau totale, cum spui tu, da? Da. Posibile sau totale? Cazuri posibile. Mai bine să scrii posibile. Posibile, da, total. Sună mai bine. Da. Da. Cazurile posibile. Favorabile, cum 34 e unul singur? 1. Și posibile sunt 90. Notăm cu E. Evenimentul e 1. E 1 aici, e 2. E 2 evenimentul alegerii unui număr par de două cifre. Notăm cu E evenimentul alegerii unui număr par din două cifre. 8. Păi un număr par. Un număr, zice domnul profesor. Da. Deci care o să fie? Unul pe cât? Să alegem un număr par. La alegem și numim? Asta, Nu. Să alegem un număr par. 85. Ele sunt posibile, din numele toate posibile, sunt 90. Da. Și 40 supra 90. 90 minus 10. Crezi că numai 40 sunt... Nu, da. 10 plus 1? 80. Pentru că la fie ca și 1. Nu, 40, mă. Nu, dar nu. Modelul avem pentru... Păi sunt 90 toate. Toate sunt 90, dar câte ori fi pare? Dar pare sunt, uitați că... Păi sunt 5 pe un rând. Deci 10, 12, 14, 16, 18... 5 ori 9, 45. 5 ori 9, 45. 2, 3, 4, 5, da? 1, 2, 45. 5 și câte rânduri avem? 9 ori 5? 45. 45. 1 pe 45. Deci este vorba de 1 pe 45. Că cazurile posibile sunt cât posibile suntem în 90, dar favorabile, numere pare, sunt 45. Posibile rămân 90? Păi posibile rămân tot timpul 90. Toate numerele posibile din două cifre sunt 90 tot timpul. Așa. Și sunt pare 45. Și între ele sunt pare 45. Da? 45 sunt pare. Care este probabilitatea să aleg un număr ce se divide la 3? Da. Dar e simplu asta. Cine nu știe? Hai să văd. Să văd. Care sunt numerele? Care e probabilitatea de a alege un număr ce să se divide la 3. Ce 27? 27 de cazuri favorabile. Tu zici că sunt 27 de cazuri favorabile și posibil rămân 90. Da, și eu zic că... Problema totdeauna, faptul că noi ne-am gândit la două cifre, 27, cum ați gândit? Că mai la fiecare coloană scăde 3 din astea, 3 numere care se divid la 3 și pe fiecare coloană sunt la fel. Ia să vedem. Deci, 12, 15, 15 și 17. Și la fiecare coloană. 21, 24. Ia să vedem aici. 21 ar fi... 22, 24. Noi zicem 23, 24. Care tot. Deci asta, 24. 28.
25, 26, 27. 27 este, da. Da. Și 28, 29. 29. Deci sunt câte 3 pe fiecare? 9, 3, 27. Deci 1, 2, 3. Yes. Și acolo era vedem. 12, 15 și 18 pe primul rând. Deci pe primul rând este 12, da, 15. 15 și 18. 18. Pe rândul 33, al doilea ar fi 31, 31 32, 33. 32 să subliniem, domn profesor. Da, o secundă, dar aici a fost 29. Și 30 acum, suntem pe rândul 30, da? Păi scriu 30. Trebuie să scrieți 30, domn profesor. 30 nu l-am scris așa. Da. 30. Dar 20 nu l-am scris, nu l-am scris. Dar nu se dividea și de aia nu l-am scris. A, da. Dar trebuie scris și da. 20, da? Da. Și aici 30. Se divide. 31. Deci se divide. 33. Da? 34. 35. 36. Se divide. Se divide. 37. 38, 39, 30, iar se divide. Iar și se divide. Ia vezi că ești la spate. Asta e povestea. Deci 28. Atunci. Ei, hai. Nu, hai la 4 sunt mai multe. De ce să deci iată că aici am vrut să vă aduc. Că ne-am încurcat. Este chiar simplu. 27 ați zis. Voi că ați văzut că 3 sunt aici? 3, 9, 27 și la revedere. Și paile. Păi 40, nu 41, nu 42. Da. 43, nu 44. Dar faptul că au apărut 4, gata, vă contrazice. Gata, da. Ia să vedem. 4. Unde vom mai avea 4, în mod sigur? La 4. 6. La 60. Da. Pe coloana 60 6. O să avem iarăși 4. Și pe cu 9, iar. Pe 90, iar o să avem 4. Iar o să avem 4. 4. Și rest pe 3, cred. Și rest pare să fie câte 3, dar trebuie să argumentăm foarte bine chestia asta. Deci... Deci, vedeți, nu ne jucăm. Nu ne jucăm. Ia fost 3 din 12. Și celălalt de 5 ori 3? 5. 5. Și cu 12? 24 ori 2? Nu, înseamnă că n-am să gândi bine, mai faceți un alt. Oh, 6. Da? E gata, 6. Eu m-am enervat. Nu ne... 18 cu 15. Cu alte cuvinte, câte numere, câte numere din 3 în 3 s-ar găsi în șirul? 10, 11, 12, da? 10, 11, 12, 13, 14, 15 și mai departe până la 99, câte numere se găsesc care se împart exact la 3? Deci multiple de 3. Câte numere sunt? Corect. Deci asta ar fi problema. Câte numere se găsesc începând la 10 până la 99, multipli de 3? Dar eu încă fac acolo. Tu faci. Stai să vedem așa cum zice domnul profesor. Tu faci așa și vedem dacă le descoperi. Deci câte numere multipli de 3 se găsesc în cârdul de la 10 începând până la 9. Cât? 1 pe 33. Deci sunt 33 de... De ce 1 pe 33? Pentru că... Cazurile favorabile nu le știu încă, dar posibile sunt 90. Faptul că ți-a dat 1 pe 33 pe mine nu mă... Nu mai convins. De unde posibil sunt 90. Posibil 90. Ce simplificare ai făcut tu acolo? Posibil sunt 90, dar... Favorabile? Toate numerele. Atunci știu eu la nu care... Nu toate. De 3. Multiplul de 3. Ba, nu. Deci posibile sunt cele 90. 90. Care se împart la 3. Numai. Deci, dintre toate numerele de două cifre, dintre toate numerele de două cifre, care sunt în total 90, deci posibile sunt 90 de format. Mai o parte se împarte. Mai o parte din ele se fac.
se par la 3. Și atunci favorabile sunt cele care se par la 3. A, 33 pe 90 atunci? Dacă ar fi 33. Dacă ești, dacă ai spus tu că sunt 33. Și 30 dacă merge logica noastră, dacă nu facem... Deci tu trebuie să mă convingi că numărul cazurilor favorabile sunt 33. În cârdul ăsta de numere de la 1... Nu, sunt 30, pentru că avem... 30. Da, pentru că avem 3 rânduri a câte 4 și 3 ovar 12 și restul avem a câte 3 și atunci sunt 15. Și avem, nu, 18. Sunt 18, da, 17 cu 12, da, 30. Domn profesor, acolo la coloana la 20 se divide cu 3, mai era și 28. Și 28 se pare la 3? Da. Când? Atunci. Pe întuneric. Păi nu facem 8 cu 2? 8 cu 2. Nu, eu mă împărcă. 8 cu 2 fac 10. Da, 10 nu se împarte. Eu mă împărcă. Da? Hai, trebuie să găsim soluția. Vreau să fie precizie. Clar. Eu mă strofă că aici. Și e 1 pe 3. De unde știi tu? Da, e 1 pe 3. E 1 pe 3. L-ați făcut în clasă de asta. Logică. Deci, în clasă acum, normal, logica. Deci cazurile favorabile, Adi, le numărăm pe ele favorabile, da? Trei, și tu ai luat pe prima coloană, au fost cât? 3, da? Da. Pe a doua coloană, tot 3. Pe a patra coloană, sunt 4. Păi este 30, 33, 36, 39. Deci 4 sunt aici. Deci 3, 3, 3. Pe a... Nu, pe... nu, sunteți pe a treia, domnul profesor. Unde sunt? La a treia coloană, spate. Așa. Deci, hai să vedem. Ce coloană întâi sunt 3, aici? Pe coloana a doua, 3. Și coloana a treia, 4. Coloana a treia, 4. Pe coloana a patra sunt 3 iar. 42, 45 și 48. Cu 4. 42 cât? 42. 3. Da, cu 5. Cu 5. O să fie 51, 50 și... Așa, 4 sunt... și 57, iar adică 3. 3, și cu 6 sunt iar 4. La 6 când începe 4, 4. 7, la 7 când 3. Începe 3, la 8, 3, la 8, 3, și la 9, 4, 3, și la 9, cele 4, 4. În total, de al de 3, 1, 2, 6. 3, 4, 6. 5, 6, 18. 6-3-18, da? 4-3-12, 30, 30 din 9, deci 1, 2, 3, 4, 12, 30 sunt, da? Le-am numărat, pur și simplu. Deci facem efortul să vedem foarte clar câte sunt acestea, da? Și voi ați spus că sunt... cazuri favorabile, 30. Pe cazuri posibile, 90. Corect. 30 pe 90, 10 pe 3. Probabilitatea evenimentului e 2. Adică, unde te afli? Mă, încă lucrezi la ce? La prima coloană este 3. Da, la a doua 3, la a treia 4, la a patra 3, la a cincea 3 și la a șasea frumos. La a șasea? 60, 63, 66, 69, sub 4. Aici să vedem 72, 74, 72, 74 nu este, 75, 5. Da, și 78, și 8, 5 cu 3, din 3 în 3, da? După aceea 81, 81 începem, 84, 87, după 90, 93. 3, 96, 99. 96, 99. Așa. Deci sunt 3 ori 6, 18, că sunt 3 plus 3 plus 3 plus 3, de 6 ori adi. Da. 3 ori 6, 18 și plus 4 ori 3, că sunt 4, 3 situații de către Paște. Da. Deci cazuri, notează așa, cazuri favorabile. Cazuri favorabile egal cu 6 ori 3 plus 3 ori 4.
De 3 ori câte 4. Și fac 30. Da? 30. Și atunci împărți, probabilitatea evenimentului E1 este egal cu cât? 30 supra 90 și egal cu 1 pe 3. Da, wow. Egal cu 1 pe 3 probabilitatea realizării evenimentului acesta. Adică te-ai convins? Cum? Da. Am muncit foarte mult, hai să recunoaștem, am muncit foarte mult ca să punem, să prindem ce? Să prindem câte cazuri sunt favorabile. Cazurile favorabile. Am muncit chiar peste măsură de mult. Dar la ultima nu-i 4. De ce? E 3 la coloana cu 9. La coloana cu 9 sunt 90 și începem. Da. 90, 93. Nu ne-ai pus pe 90. 90, 93, 96 și 99. Și 99. Deci așa este. 3 3 4 3 3 4 3 3 4. Da, e bine așa. Bun. Eu vreau să găsim o soluție, atenție, Miruna. Vrem să găsim o soluție în afară de varianta asta. Varianta asta mi s-a părut costisitoare ca timp. Pentru că le-am pus pe coloane, le-am văzut pe toate, le-am numărat efectiv, dar dacă ar fi fost din 3 numere, vă dați seama că ar fi fost, mult de lucru. Chiar o să fac și problema asta, mă gândesc îndată. Printre numele de 3 cifre, păi da, sunt, sau de 4, ci sau 4 să le scriem. Deci le scriem, ce facem atunci? Trebuie să găsim o idee. Deci noi trebuie să găsim o idee încât să ne dea 30. Corect. Toată povestea este 30 să-l găsim. Cum găsim? De la 99 se multiplică de 3, nu? 3, 4, 3, deci, 3, nu, câte numere de? Deci. Într-un interval dat, de la 10 până la 99, câte și numere, numere se multiplică de 3? Exact. Păi suma lor se divide cu 3. Nu, da, ar trebui suma lor se divide cu 3, dar... Cum? Cum le găsim? Cum le găsim ca să vedem, ca să le numărăm? Da. Că nu mă interesează să le găsim concret. Care sunt? Ci mă interesează să le numărăm. Câte sunt? Câte asta sunt? Asta am încercat, domnul. Vreau neapărat să găsim într-un interval. Acum ne-am cantonat foarte bine pe problemă. Într-un interval, indiferent care ar fi acela, da, să găsim toate numerele care se divid la 3. L-am luat acum de la 10 până la 99. Da, îl și dăm. Da. O să luăm alt interval. Că și știm câte sunt. Că știm câte sunt. Vreau să găsim o soluție, o idee care să fie deșteaptă. Nu să muncim așa. Păi dacă avem 1 pe 3 la 99 din numere. Deci 90 de numere de la 10 la 99. Da, păi nu putem să facem atunci 90 de numere și la... 90 de numere împărțit la 3, nu? Da. Și mi-a dat 30, domn profesor. Păi, tău cauți cu 30-ul ăsta foarte bine. Dar trebuie să fie clar de ce așa stau. Stai, poate s-a întâmplat să fie așa. Păi de unde știi? Deci, capătul de interval e 99. Da. Începutul este 10. 10. Da? 99 minus 10 și 89 plus 1, sunt 90 de numere. Da. Deci câte numere se găsesc de începând de la 10 până la 99, numărul total 20. Este 90. Da, corect. Așa facem noi, nu? Am zis-o de multe ori. De la 10 până la 14, cum facem? 14 scăzut 10 la 4, plus 1 când începem cu el, 5. E clar că sunt 5. Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, da? Da, așa e. Câte numere sunt de la... 90, de la 10 până la 99, scădem din 99 pe 10 și adunăm un 1. Corect. Ele sunt în total 90. Acum trebuie să le vedem pe cele multiple de 3. 90 ori 3. Cum 90 ori 3? Împărțirea la 3 și de 30. Ca să dea 30, că știm noi că 30, da. Împărțirea la 3. De ce împărțirea la 3 chiar? Că sunt multiple de 3. Exact.
de tot să poate și la 4. Da? Dar dacă aș spune, de la 12 până la 90, câte numere sunt multiple de 3? La 99 sau la 90? Da, la 99. Deci în intervalul 12 până la 99, câte numere sunt multiple de 3? Câte numere sunt 99 și 97, deci sunt 88 de numere. Și dacă împărtim 88 la 3? Nu mai de 30, de acolo tot 30 sunt. Da, eu sunt într-o lecție de matematică în direct. Cum 30 sunt copiii de la 12? Nu știu dacă vă pot. Ați nu înțeles? Pot răspunde de la ora 10 încolo. Primul număr e 12, multiplul de 3. Sunt chiar la televiziune acum. Și domnul profesor îl dă și pe primul și pe ultimul, care e multiplu. Și acum dacă facem aceeași regulă, 99 minus 12 plus 1 dă 88, împărțit la 3, dacă ar fi să facem împărțitul ăsta la 3, nu mai dă 30. Și 12 este multiplu de 3 și 99 e multiplu de 3. Deci, pare să pice... Da, nu ne-am învățat. Păi, dar acum suntem într-o problemă. Păi, probabilități facem noi. Nu, Adin, suntem într-o problemă. Aș vrea să înțelegem că ne confruntăm cu o problemă interesantă. Și iată că avem nevoie de problema asta. Am formulat-o pur și simplu. Și avem acum nevoie să înțelegem mecanismul de numărare. Da? Deci, după ideea de mai înainte, 99 minus 12, 87 plus 1, 188 de numere. Da. Nu mai sunt part la... Nu, și tot 30 sunt. Și ele tot 30 sunt. Da. Mai sunt. Domn profesor, spuneți-ne, domnule. Nu. Nu le țineți așa. Dar sunt și eu tot în bătălia asta. Cu voi aici sunt de față, nu? Domn profesor, vedeți? Vă știți. Exact. Dați-mă, ne știți voi că știe. Poate că am pus-o acum. Da. Nu știu. Ne-ar interesa pentru că, în perspectivă, mă gândesc să vedem multipli de 4 și nu știu ce. Păi da. Deci vreau să pornim o problemă frumoasă de aici. Să organizăm evenimente interesante. Nu? Am plecat cu multiplul de 3, vrem să generalizăm. Iată că avem lucruri foarte, foarte interesante. Deci, deocamdată, în clipa de față, știm așa, că noi putem număra câte numere sunt în zona asta. Da? Da, și de la 10 la 99 tot 30 și de la 12 la 99 tot 30. Bun. Dar le știm că aici sunt în total 80 și cât a spus? 8. 88 de numere. Da. Și acolo sunt 90. Și acolo sunt 90. 90 minus 80. S-a întâmplat așa că pornirea este multiplul de 3. Din coace nu mai este pornirea multiplul de 3. E multiplul de 2. Deci ăștia doi sunt parcă mână moartă, să zic așa. Ei sunt prezenți aici. Da? 10 și 11. Da, nu sunt prezenți. Dar nu sunt multiplul de 3. Nu sunt multiplul de 3. Și atunci, în clipa în care vorbesc de multiplul de 3, în varianta asta de aici, am mers 99 minus 10, da? Minus 10, 89, 99 minus 10, 89, plus 1, și plus 1 capătul, 90, da? Și am împărțit la 3 pentru că sunt multipli de 3, nu? Și ne-a dat 30. Și ne-a dat 30, cum am și numărat noi. Exact. Acum, dacă mergem cu 12 până la 99, sunt în total, cât a spus? 88 de numere. Da. Împărțit la 3. Tot 30. Nu fac 30. Nu mai dă. Cât face acolo? Face 20 și... 88 împărțit la 3. 88 împărțit la 3. Face 29. Da, ce nu zice? 29, da. Da, 29. Nu, 29, rest 2 parcă. 80 împărțit la 3. 88. 88 împărțit la 3. 29 împărțit la 3.
Adică, bine, da. Dar restul acolo, cred că este cât acolo? 1. 10. 10. 1 rămâne. 29 perioade 3. Aș vrea să ne închipăm așa. Da. Deci, 88, ați spus voi. Da. Am zis, da, da, da. 88 împărțit la 3. Egal cu 3 de 2 ori 6. 28. 9. 9, 3, 26. Da, și rămâne 1. Ceva. Rămâne un rest, da. Dar 29. În condițiile în care ambele capete sunt multiple de 3, adunăm la 29. Capătul. Unul din capete și atunci 30 fac. Da? Dacă nu... 200. Deci dacă nu este multiplu de 3... Adică dacă începem de la 13... Dacă începem de la 13, aveam facem din nou scăderea. 87 de numere. Împărțit la 3. Împărțit la 3 de 29. Deci 80 și cât? Vine? 87. 99, 12, 13. 29 fix. Păi da. Face 29. Și atunci sunt 29 de numere. Da, că pe 12 l-am eliminat. Dar 29. Da, 29. Da. Deci, dacă plecăm de la 14, sunt tot 29. Dar la împărțire, ia vedeți cât face. 86. Deci 86 împărțit la 3. 86 împărțit la 3. 28.66. 28 rămâne 2 acolo. Da? Și rămâne restul cât? 2. Și ele rămân câte numere? Tot 29. 28. Da, și 28 și pentru că și luăm capătul. Nu, dar nu luăm capătul, că nu este de așa. Deci da? Deci, ce se întâmplă? Oare ies aici, domn profesor? Insistăm până când dăm de problemă. Deci, e vorba de faptul că eu caut multipli de 3 cuprins între stânga și dreapta, da? Deci, așa spune. 3K, haideți să vă spun, 3K, acum vă dau răspunsul. Ia, 3K, copii.